Vișinul are cerințe mai mici față de căldură comparativ cu cireșul, fiind totodată și mai rezistent la ger. Reușește să se dezvolte bine în zonele cu temperatură medie anuală cuprinsă între 8 și 11 grade. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 15 și 26 de grade, iar cele absolut minime sunt de 4 grade, maximele fiind de plus 30 de grade. În afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează. Necesarul de ore de frig este cuprins între 700 și 1000 de ore. Mugurii florari rezistă iarna până la minus 29 de grade. Florile încă nedeschise, în faza de buton alb, rezistă până la minus 2,8 grade, iar la minus 4,4 grade 90% din butonii sunt afectați. Iar când sunt complet deschise, florile rezistă numai până la temperatura de minus 2,2 grade. La temperatura de minus 4,4 grade, 90% din flori sunt afectate. Vișinul rezistă mai bine și se dezvoltă fără probleme într-o gamă largă de paletă de umiditate. Reușește să se dezvolte bine atât în zonele secetoase, cu precipitații cuprinse între 400 și 500 de mm, cât și în zonele umede, cu 700 până la 900 de mm, dar distribuite proporțional cu evapotranspirația potențială. Față de lumină este ceva mai puțin exigent decât cireșul. Se poate cultiva și pe expoziții mai puțin însorite, nord-vestice sau nord-estice, cu deosebire în zonele secetoase. Vișinul valorifică bine și solurile mai puțin fertile și subțiri, parțial erodate, apropiindu-se din acest punct de vedere de prun. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu reacție slabă acidă spre neutră, având un indicator de 5,8 până la 7,4. La peste 90% calciu în sol, favorabilitatea este slabă. Vișinul valorifică bine și solurile nisipoase. Dar nisipurile necesită condiții de irigare. Dacă v-a plăcut acest material informativ, urmăriți în continuare și următoarele episoade. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.